mare con Iron Man, Fritzi muore, tanti spaghettani, veste incredibili. No, înainte de a da start la acest challenge, v-aș ruga să intrați pe primul link din descriere. De acolo puteți să vă luați bilete la cel mai tare concert pentru care venim pe scenă. Și primul concert o să-l avem sâmbătă asta, pe 14 august, la Teatrul de Vară Soveja din Constanța. Așa că vă așteptăm un număr cât mai mare la ora 18, pentru că o să facem mare, 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 mare show și nu trebuie să ratați. Vă așteptăm să fim împreună, să facem poze, să dăm autografe, să facem TikTok-uri și așa mai departe, să cântăm, să dansăm și să ne distrăm. Sâmbătă 14 august la ora 18 la Teatrul de Vară Soveja din Constanța. Intrați chiar acum pe primul link din descriere și luați-vă bilete. Hei, salutare gașcă, eu sunt Baby Boy, sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este Baby. Cine să fiu eu? Oare cine pot să fiu eu? Iubitul tău, nu? Da, exact. Nu o să ne bălăcim, dar într-un mod foarte, foarte, foarte amuzant, pentru că cred că încep să fac partea a doua la multe vloguri pe care le-am făcut eu anul trecut. Este o nouă modă. Da. Exact. Pentru că, frate, dacă v-a plăcut, de ce să nu mai facem? Adică, exact. Și oricum, în exclusivitate, ăsta este primul tău vlog în care suntem în piscina noastră, nu? Da. Tocmai am terminat de filmat un vlog în care l-am învățat, de fapt l-am învățat, că știa deja. V-am arătat cu mânuata Hani. Vlogul deja îl puteți vedea pe canalul lui Baby, intrați chiar acum pe canalul lui. Și noi în acest vlog o să facem cine greșește este aruncat în piscină. Dar acum un update, pentru că vlogul de anul trecut are aproape 1.500.000, 1,5 milion jumate de vizualizări. Exact. Și vrei să-mi spui mie că trebuie să trebuiască să ieșim? Nu, asta e cu update. E caldă rău afară. E cu update. Suntem deja în piscină, okay. Dar cine greșește este băgat la fund de către celălalt timp de 5-10 secunde. Gen așa, bam, ai greșit, splash! Adică gen nu ne spunem, gen nu știi, bom, direct. Da. Și dacă din 10 minute, din 10 secunde se transformă în 10 minute. Nu e adevărat. Voi rupeți acolo butonașul de like pentru că voi ați vrut să facem vlogul ăsta. V-am întrebat pe story ce vloguri vreți să facem la piscina noastră și voi ați spus să facem partea a doua din cine greșește este aruncat în piscină. Dar m-am gândit să facem așa cu un update, să fim direct în piscină și doar să facem challenge-ul în care să ne scufundăm noi. Gata, am dat start, am început, dar nici măcar nu pregătisem întrebările. Am da, pregătit exact. Întrebările. Am pregătit întrebările și acum, Baby, ești gata să facem challenge-ul meu original pe da. Care l-am lansat anul trecut și care s-a super viralizat pe TikTok. Adică oamenii își puneau întrebări dacă greșeau. TikTok, peste tot, gen, peste tot și da, pe YouTube. Și toată lumea l-a făcut. Foarte, foarte mare amploare. Dar ideea originală a pornit de aici. Și sunt foarte fericită. De fapt, de pe canalul meu de YouTube, dar ideea dată de Baby Shore în timp ce eram în vacanță și nu știam ce să filmăm și eram la hotel și aveam piscină și mi-a zis de ce nu profiți de piscina asta mișto? Și mai ales că noi în perioada aia tot făceam testul relației și făceam foarte multe challenge-uri de genul ăsta, în care să ne cunoaștem mai bine și în care răspundeam la întrebări despre noi și am zis să facem un test al relației. Cred că chiar așa am și zis în challenge-ul ăsta. Testul relației, dar fiind la mare, dacă greșim ne aruncăm în piscină și dar boom, s-a viralizat. Gândiți-vă acum cât de tare o să fie după un an și jumătate și gândiți-vă că în momentul ăsta noi știm absolut orice unul despre celălalt. Da. Deci ne cunoaștem super, super, super bine și a fost foarte greu să facem întrebările astea. Da, da, gen am stat foarte, foarte mult pe întrebări de asta și așa întunecat un pic, dar o să fie mai interesant. Doamne, am emoții pentru că de fapt, nu știu dacă am emoții pentru că cred că o să știu întrebările. Nu aș avea cum să nu le știu. Ne cunoaștem prea bine. Adică bine. Și am pus niște întrebări, zic eu că ar fi mai complicatele. Eu zic că iubita mea o să stea cu capul la fund în continuu pentru că o să greșească mereu. Adică ce vrei să zici, că nu te cunosc? Adică întrebările astea nu o să o cunoști pentru că sunt foarte, foarte grele și o să știi, să vedeți. Dar având în vedere că te cunoști și știu că mă cunoști, probabil o să ți se pară ușor. Scrieți chiar acum în comentarii cine credeți că o să intre de cele mai puține ori în piscină. Piu. Și cine o să intre de cele mai multe ori în piscină, dar acum fără să trișați. Și noi dăm drumul la challenge, iubire. Hale! Nu-i cum să nu știi. Ia mă gândesc eu sau s-ar putea să mă dezamăgești. Poate nu știu eu. Dar nu vreau să te dezamăgești, s-ar putea să nu mi-aduc aminte sau să nu mai știu. Na. E despre noi, nu e despre mine și ar trebui să știi. Ia, hai. La ce oră m-ai cerut? Atât, dar tu știi ora? Da. Normal. La ora
stai, gândește-te. Gândește-te la ce oră am avut avionul. Mai știi? La ora 11 noaptea. Ce 11 noaptea? La ora 11 noaptea te-am cerut. Nu, la ora 11 noaptea am avut avionul. Și pe la 10, la ora 10. La ora 9. Gândește-te că am fost, nu, la ora 10 am avut avionul și am fost cu 2 ore înainte. La ora 8? 8 jumate. Ai, mă, puie, de unde trebuia să știu și minutele? De fapt nu trebuia să zic dacă e corect sau nu! Trebuia direct să te bag la fund! 1, 2, 3, 4, 5! Aoleu! Deci așa jucăm? Da. Bine. Știi ce să fie amuzant? Că eu m-am machiat de dimineață. M-am gândit că filmez vlog, dar n-am știut că filmez vlog în piscină. Și atunci când o să mă bagi, o să curg eyelinerul, o să fie foarte amuzant. Așa că să nu înceapă comentariile cu machiată la piscină, pentru că eu nu știam că filmez vlog la piscină. Efectiv, m-am gândit că filmez un vlog azi, că voiam să filmez un vlog. Și m-am gândit după, de ce nu, avem piscină, hai să filmăm vlog la piscină. Hai, tu ești! Ia zi-mi, iubirea mea! Acum câți ani m-am apucat de YouTube, dar sigur. Mamă! V-am zis că am regat niște întrebări, o bombă! Dar sigur, din dar vreo... nu ce și jumate și așa? Nu, eu un singur an, gen, un an. Ce? Acum 3 ani? Da, acum 3 ani... Ghicită, da, n-am ghicit, am știut. Știam că vorbeam noi. Vezi, te cunosc prea bine. Știam că vorbeam noi că ai postat tu niște vloguri din 2018. Da, și da, știu da. Că alt an nu venea în minte să fi discutat. Acum 3 ani. Mamă, ce micuț pe YouTube-ul ăsta. Micuț, dar mare. Ce culoare aveau unghiile mele atunci când m-ai cerut? Mamă, frățioare, dar ce cu detaliile astea incredibil de mici. Cum adică? Știi foarte bine că detaliile mici fac diferența. Da, fac diferența, dar unghiile, iubirea mea, da, unghiile. Dar știi foarte bine că ziceam eu că mamă cum s-a nimerit. Roșii. Da. Ia, bata. Vezi, am dat indiciu, că altfel nu știai. Ba, știam foarte bine. Dar tu, cum adică cu detaliile mici? Pentru că tu chiar ești omul care dă importanță detaliilor mici. Da, dă importanță, dar fază. Că știi că mă interesează chiar... pe mine detaliile mici. Unghiile, chiar nu mai am. Adică, ba, da, știai. Mă gândeam, eram între portocaliu sau roșu. Dar portocaliu nu ți-l iei cu niciodată. Deci tot cu roșu, tot pe roșu aș fi mers. Chiar dacă m-ai ajutat tu. De cât timp am eu mașina mea? BMW-ul. De cât timp îl am? Am, frate! Deci n-ai cum. Asta chiar n-are cum. Hai zică cu YouTube-ul, dar asta chiar nu o să o ghicească. N-ai cum să știi. De 2 ani. Nu, te să-mi zici fix. Cum adică fix? Fix. Nu știu fix. Trebuie să știi. Aproape 2 ani, se împlinesc 2 ani. Nu! Ba da! Stai! Nu! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Gata, puile, gata, cât stai, gata. Păi tu trebuia să nu mergi să mă scoți. Pe ce dată mi-am făcut primul tatuaj? Tu m-ai dus să mi-l fac. În vară? În... Exact, vreau. Dar nu știu exact. Ia mă, lasă-mă și pe mine, măcar cu luna. Da, luna. Doar luna? Da. Iulie. Ce an? Are... 2020. Da. Dar iulie dacă... 2020. Ok, pentru asta te bag 3 secunde, dar zi ziua. Ți-am zis că e și foarte important. Și okay. Că cum de s-a nimerit. Și că e așa foarte drăguț și... 20. Nu. Mai dai șansă? Da. 2? Nu. Gata. Pe 1 iulie. Pe 1 iulie? Da! Păi știi ce era special în 1 iulie? Că era așa întâi! Pentru mine era frumos! Mă spart! Pentru orice se zicea, iubirea mea! E frumos! Că e o dată așa simplă și drăguță și era 1 iulie. Și cu o lună înainte de 1 da? Era ziua da, copilului. Era o ziua copilului. Bine, iubirea mea, iau! Câți followeri am eu pe Instagram? 572.000. 574! Nu! No! Stai! No! Intră! 1, 2, 3, 4, 5! Nu, mamă! Deci am fost super aproape, n-ai cum, am uitat acum maxim o săptămână! Știi să faci plutapuile? Nu-i corect, nu trebuia să mă bagi! Lăsați-mi voi în comentarii dacă nu am fost
bună la asta, nu trebuia, nu trebuia să mă bage. Cu 2000, fix în momentul ăsta în care filmăm noi acum. Așa. Da, fix acum, nu contează când postez vlog. Cât are Hani? Cât are Hani ce? Ca și vârsta. Câte luni? Da. Nu spun și zile. Da. Are are fără o zi un an. Nu te cred! Da! Ce te-a zis bine? Ce? Te-a zis bine? A zis bine, nu? Haide, mă gândesc! A zis bine sau n-a zis bine? Nu? A zis bine. Ai zis bine, bravo, puiu. Dar am fost foarte fericită. Ce? Nu! Iar o să ne la întrebarea ta. Persoana despre care se întreba acum chiar urmărește acum acest vlog. Aoleu. Că știi că îl urmărește de fiecare dată. Cine? Câți ani are tata? Sărmâna, papu. Sunteți un om minunat, extraordinar. Câți ani are Oni? Ia zi. Cum să zic acum? 21. Asta da, da. Vă pup. Dar vârsta lui exactă care este? 50. Si 51. Hai, pule la întineric un an, ce dai, mă? Cum și bururi azi. Hai, mă, puiule, ce-ai făcut? 52? Dar știam că are 52. Păi ce zici? Nu știu de ce. Ia, dacă tot e despre părinți, hai. Ia. Care e diferența de vârstă între ai mei? Stai puțin. Stai aici. Sunt de aceeași vârstă. Ok, și care e diferența între ei? Știi cât e, pe cât e născut unul, pe cât e născut celălalt? Știu că mami e în decembrie și tati... O să zic așa, nu știu... 3 luni? Nu, iubire! Foarte mică diferența între ei și tati e mai mare, dar e mai mare cu 2 săptămâni. Vine numele lui? Un? Da. Ce tare! Hai, ce tare! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Doar 16, mai am până la 20! 6, 17, 18, 19, 20! Să vă rog afară, nu mai scot apa asta din păr. Puiule, îți spun întrebare pe care dacă nu o știi mă dezamăgiști maxim. Aoleu. Fii Andra aici. Câte kilograme am avut eu cel mai și cel mai mult? 75. 70. A, mă, puiule, 70 de kilograme, cum n-ai mai 70 de kilograme? Ce bine ce mă? Vreau să fac respirație gură la gură. La fel, micile detalii. Aoleu, iar mă lată. Care a fost primul emoji pe care mi l-ai trimis tu mie? Și dacă vrei îți dau și un indiciu. Vrei indiciu? Da. A fost în primul mesaj pe care mi l-ai trimis practic. Așa, da. Sau de anul nou. A fost gen de love sau ceva? Nu știu, nu am voie să zic. Care a fost primul emoji pe care mi l-ai trimis tu mie? A fost în primul mesaj pe care mi l-ai trimis. Sărutuala gen cu buzele alea, gen sărut de sărut. Da, picantul este atela detalii. Ai și zis că e ceva special. Că nu prea trimis tu pupico, de fapt buzele alea. Ia zi, iubirea mea. Știi că eu m-am văzut în cap foarte multe culori. Aoleu. Ce culoare m-am văzut în cap a doua oară în viața mea? A doua oară? Dacă e doi, ia uite. Ha. E cu ce mai gândită rău de tot întrebarea asta. Băi, frățioare, nu se poate așa ceva. Bagotură de bazin ai nebunit. Mi-a căzut telefonul! Unde? Uite-l aici, frățioare. Ți-a căzut telefonul. Mi-a căzut telefonul. Mamă, frate, dar băi, dar nici nu l-am găsit. Zici că intrase în mare, nu în piscină. Bagă sunetul ăla de pe TikTok să-ți iasă apa. Hai că e iPhone. E waterproof, nu se întâmplă nimic cu el. Am ultima întrebare, hai să vedem.
Noi n-am pus acum vreun scor sau ceva, nu știu cine a câștigat. Oameni, o să trebuiască să ne spună oamenii în comentarii. Exact. Mă, ce-mi place cadrul ăsta, așa, nu știu, mă simt ca la vlogurile de la început. Da, nu? Da, de tare gen să filmăm cât mai multe vloguri aici, adică dacă oamenilor chiar le plac. Tot e vorba de vloguri, vlogurile pe care le-am făcut la început. Care este primul vlog pe care l-am filmat eu cu tine pe canalul meu de YouTube? Pe canalul tău de YouTube? Da. La mine a fost testul relației și la tine a fost ăla cu piesele. Cu când dă cuvântul? Gen, da. Nu, cu baloane, nu cu baloane cu heliu. Pe ăla e cu când dă cuvântul. Nu, ăla, stai, nu ăla. Primul a fost... Primul vlog pe care l-am filmat împreună a fost învopsesc iubitul roz. Și da. După te-ai vopsit chiar roz. Da, exact. Și al doilea a fost cu cântă cuvântul cu baloane cu heliu, da, de la ziua mea, baloanele alea. Știam. Hai, și ultima întrebare care este pusă de tine. Hai. Ia zi, iubirea mea, eu tot am întrebat de mașină. Câți cai putere are mașina mea? Fix! 200. Stop, pauză. Doze. Nu. Că deja m-am plecat să mă 230 și ceva. Nu, că eu aproximam la 240. Nu știu, zic. Înseamnă că ai 235. Du-te, băi, nu se poate, băi. Am ghicit? Băi, deci fata care să știe că ai de putere, dar... Deci, să vezi cât de atentă sunt atunci când vorbești tu despre chestiile astea. Rupeți acolo butonașul de like, dați mare, mare share la acest vlog, lăsați acolo multe, multe comentarii. Cine a câștigat? Pentru că noi chiar nu știm. Chiar abar n-avem și chiar nu vrem să numărăm. O să le editez, când le editez să nu numeri. Nu, sunt curios. Vreau un comentariu voi să ne scrieți. Rupeți acolo butonașul de like. Noi v-am pupat tare, tare, tare. Mua! Și ne vedem data viitoare.